consilier, vă zic bună ziua. Ați primit toată lumea convocatul. Sunteți informat despre ordinea de zi. Vă informez că, în afară de un domn consilier care este motivat, toată lumea este prezentă. Și supun spre aprobare ordinea de zi, cine este pentru. Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. De asemenea, supun spre aprobare cele 10 puncte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt de acord la completarea, din nou revin pentru a patra oară, în legătură cu tabelul care am discutat. Nu știu care este situația, doamna secretară. În ședința trecută, tabelul cu cetățenii care au fost informați de pericolul care există în Zemeș cu gazele. Din 92, de la alunecare, până în 2010. Și a luat procesul verbal și l-a studiat și a spus că nu s-a rezolvat nimic. Da. Intrăm în ordinea de zi, dăm citire primului punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019 la nivelul Comunei Zemeș. Din informarea pe care o am, am discutat și cu doamna secretară, taxele sunt nemodificate, ele se vor mări cu 1,3% care va fi inflația. Coeficientul de inflație aplicat în inflație. Deci taxele și impozitele vor rămâne pentru anul 2019. La fel ca în anul 2018. Deci majorăm nimic. Codul fiscal ne obligă să actualizăm cu indicele de inflație. Adică ăștia 1,3%. Da. Trebuie să înțeleagă toată lumea taxele și impozitele cu Comuna Zemeș în anul 2019 nu vor rămâne aceleași. Da. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. În unanimitate, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației fază proiect tehnic de execuție aferentă obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și dotare școală Ștefan cel Mare. Sunt aceleași sume discutate în ședința din 20 aprilie, numai că acum sunt aprobați indicatorii la faza proiect tehnic de execuții. Deci tot 6.151.070 cu CME-ul 624.511 lei. Da. Supus prea aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a OAT Comuna Zemeș, domnului Sârmache Ionuț. Domnul Scorțanu. Și următorul e Agaveloaie, același. Da. Domnul Scorțanu. Așa, domiciat în Comuna Zemeș, județul Bacău. Puteți să-l puneți și pe următorul, că e tot închiriere. Da. Dau o citire și următorului proiect. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată UAT Comuna Zemeș, doamnei Agraviloae Tamara, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău. E vorba de două camere disponibile, din aceeași locație. Am verificat cererea este la dosar. Dosarul e complet. Dosarul este complet, nu e nicio problemă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierei actelor adiționale la contractele cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. Aici e vorba despre tarifele care se dau jucătorilor, atât la meciurile care se joacă în deplasare ca jucător legitimat, cât și ca jucător convocat de rezervă. De asemenea, taxele care se, banii care se dau la meciurile de acasă, la meciuri câștigate, la meciuri pierdute. Dacă vreți, sunt aceleași care au fost aprobate, domnule președinte, deci și nu care sunt funcționează probleme. Și în continuare clubul. Nu sunt modificări, nu sunt niciun fel de modificări. Da. Deci e vorba de adăugat nimic, nu s-a scăzut nimic. Absolut, toate sunt la fel. L-am notat și eu aici așa, pentru jucătorii de rezervă. Așa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniul public al comunei Zemeș. Aici e vorba de doi stâlpi. 2 metri pătrați. 2 metri pătrați, adică un țăton în fundația, dar stâlpul ocupă 1 metru pătrat. Deci vorba de doi stâlpi pentru care se vor monta la Bolotău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. În unanimitate, doamnă secretară. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, județul Bacău. Aici, cu permisiunea dumneavoastră, o să mai suplimentăm și o să vă aducem la cunoștință și punctele suplimentare, pentru că sunt în calup pe același obiectiv. Deci, la indicatori. Avem valoarea totală a investiției de 8.896.159 de lei. S-a împărțit pe 3 loturi, cu aveți valoarea fiecărui lot în proiectul de hotărâre. Așa, următorul punct este aprobarea notei de fundamentare pentru proiectare, tot pentru obiectivul modernizare infrastructură rutieră. Pentru proiectare infrastructură rutieră este necesară alocarea sumei de 8.000 de lei din excedentul anului 2017, al treilea punct. Următorul punct, utilizarea din excedent a sumei de 2.038.000 de lei cu destinația finanțării obiectivului lot 2 din proiectul modernizare infrastructură, așa. Și mai era unul. Mai luăm și din buget local 835.000 de lei. Ăsta era următorul punct. Deci sunt patru proiecte de hotărâre pe punctul respectiv. Obiectivul modernizare infrastructură rutieră. Ce înseamnă modernizare infrastructură rutieră? Este de la ce kilometru la ce kilometru? Păi modernizare este vechiul proiect, domnul consilier, care a fost depus pe AFIR și nu a fost... Da, trebuia să completa, asta să știm, da? Da. Strada Tazdăului cu strada Tazdăului cu ceva. Deci primul lot este Cocoașa, al doilea strada Tazdăului și Bolotău. Bozian. Bolotău e separat. Da, da. Dacă mai aveți probleme ceva? Dacă nu supun spre aprobare, cine este pentru? Deci pentru toate acum, da? Da. Da. Sunteți împotrivă? De acord. Abțineri? În unanimitate, doamnă secretară. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, județul Bacău, lotul asta, 2. Asta l-am discutat. L-am discutat, da. Da. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 73 din 26.03.2018, privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare cu finanțare cu destinația finanțării obiectivului de investiții proiectare modernizare străzi în Comuna Zemeș, județul Bacău. La proiectul modernizare străzi prin hotărârea 73 au fost alocați 35.000 de lei pentru proiectare. Acum mai sunt necesare încă 5.000 de lei pentru verificarea proiectului de autorizare de construire și de asemenea tot ca punct suplimentar, deci sunt două aici, odată utilizarea din excedent și nota de fundamentare pentru proiectare. Deci aici suplimentăm 5.000 de lei față de cei 35.000 adăugați. Aveți ceva propuneri, discuții? Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2018. Haideți să aprobăm întâi asta și apoi discutăm da. Rectificarea. Da. Da? Deci mai avem la punct suplimentar. Alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 pentru achiziționarea unei tabele de afișaj electronică la intrarea în Comuna Zemeș, 4.000 de lei, împreună cu proiectul de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții. Deci sunt tot două la calup. 4.000 de lei, suma de bani. Din bugetul local, din anul ăsta. Fără rectificare bugetară, parcă și-a însoace de la 1 iulie, nu? Domnul consilier, da, contabilitatea ușodată... Eu așa știu că rectificare bugetară se face din a doua jumătate a lunii, a anului. Domnul consilier, discutăm. Spune așa, având în vedere realizările înregistrate conform contului de execuție la data de 23.04.2018, propunem rectificarea bugetului local al Comunei Zemeș la partea de venituri cu suma de 1.154.000 de lei. Deci s-au încasat din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice, plate taxe și impozite, suma de 1.154.000 de lei. Și fiindcă s-au încasat prea mult și este de unde, s-a făcut rectificarea bugetară, după cum spune doamna secretară. Plus că mai sunt și contabilitatea și secretarul vă dați semnătura. Da, acordul, da. Vă dați acordul semnătura. Deci aprobăm tabela, da? Tabela, da. Cine este pentru? Nu vine curtea de conturi să... Împotrivă? Nu, nu, nu. Abțineți? Vă mulțumesc. Așa. Trecem la următorul punct Următoarele puncte suplimentare, da. Că tot așa sunt în grup. Pentru obiectivul construire șanțuri betonate, avem mai multe proiecte, adică aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire șanțuri betonate, acces la populație și trotuare adiacente, cu următoarele valori. Valoarea totală a investiției 1.829.454 lei, din care CME-ul 1.678.500 lei. Pentru anul 2018, se alocă din bugetul local suma de 300.000 de lei, din care 44.000 pentru proiectare, 256.000 pentru finanțarea lucrărilor, urmând ca Consiliul Local să își ia angajamentul ca să susținem și la anul proiectul pentru definitivare. Pentru că indicatorii sunt de 1.829.000. Anul ăsta punem doar 256 la execuție. Mai aveți probleme? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. În unanimitate, doamna secretară. Acum rectificarea și... Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2018. V-am spus, la venituri avem 1.154.000 de lei. La parte de cheltuieli, 3... Doamna consilier, v-aș ruga să chemăm contabila, că e datoria, pentru de asta este plătită din bani publici, să vină să ne explice, da? Imediat, domnul consilier. Nu ales calitatea noastră să ne explice. Nu știu de zi, domnul consilier. Nu vreau, am spus perfect, plătită din bani publici. Eu ca și consilier n-am studiat contabilice, da? Contabilitate, da? Doamna contabil, eu v-am... Bună ziua! Așa, trebuie să-mi explicați. Deci, în funcție directoratele care au fost. Ce facem așa? Cheltuielile la administrație, cheltuieli cu mobilierul, 4.000 de lei. Cred că ați avut o hotărâre specială, că este din... Tabela. Așa. După aceea avem un referat de la ACS Gloria, care cere 15.000 de lei. A fost prezentat, nu? Da. Nu. ACC nu avem nimic. Deci,
Avem de la ACS Gloria Zeme și un... Este la USAI, doamna contabilă, doamna contabilă noastră, consilier. Dar nu, dar nu, că n-am avut raportul, ce mi-a dat doamna contabilă. Deci la mine eu am avut un referat. De la ACS... Deci am greșit cum am chemat. Nu, eu ce am avut, aia eu de-aia am spus. Ce am? Aia l-am făcut. Aia dă. Aia dă. După aia mai avem la transporturi, după aia avem cheltuieli de capital la construcții, care avem un PIP. Un PIP avem, l-aveți? Nu. Un material din ședința trecută. Nu, e din ședința de acum. Stați acum. Cine? Nu am nicio obligație. Nu am nicio obligație. Obligația este aprobă. Păi toată aia cu ASC-ul. Eu ți-am spus, nu am nicio obligație. Probabil că o prins-o la contabilitate și de acum să vină să... Nu mai acoperim, ceea ce acoperim ai văzut că l-am prins. Dar nu, eu zic așa, că zic, o, e prins aici ca valoare, dar nu a fost băgat încă în Consiliul Local la aprobare. Dar nu ne-ai explicat. 15.000 de lei, spune. Da, dar tu când ai citit, nu ne-ai explicat. Dar nu m-ai lăsat, că ai zis să schimb doamna contabil. Deci, la construcții avem așa. 2.873.000 la modernizare infrastructurilor rutiere în comuna Zemeș. Aveți hotărâri de Consiliu, proiect de hotărâri, nu? Da. Bun. După aceea, mai avem ăsta și încă 2.800.000 și ceva modernizare... Nu. Îs rigolele. Construirii șanțuri. Modernizare șanțuri betonate. 280. Da. Este proiect de hotărâri. Da, da, da. Bun. Și astea toate fac 3.100.000. După aia mai avem cheltuieli de capital, unde avem, data trecută am avut la proiectare modernizare străzi 35.000 și am mai pus acum 5.000 și am ajuns la 40.000. După aia mai avem proiectare modernizare infrastructură în comuna Zemeș. Au fost hotărâri de Consiliu de 7.500, acum se mai pune 8.000 de lei din excedent. Nu? Da. Așa. Și... Astea sunt la... aici. Da, și încă o întrebare. Zice. Eu știam că rectificarea bugetară se face după 1 iulie. N-am făcut niciodată, nu. Eu avem... Da, avem excedent, nu, din casă. Avem din excedent și avem... Eu nu știu nici guvern, nici consiliu județean, eu n-am făcut niciodată rectificare bugetară pe 1 iulie. S-o făcut și în fiecare lună. Am avut. Dacă ai bani, poți să faci orice. Da, am avut de fiecare dată. Dacă avem depășit și folosire din excedent, dar folosirea a fost și anul trecut. Nu, vă dați seama. Sunt și sunt... Este de unde? Da, da, mulțumesc. Nu aveți pentru. Asta e tot. Da, asta e. Și o să o mai primăm. Nu e problemă. Nu, nu. Hai, mergi două eclose. Lasă-l, nu jos, asta e dacă nu am și nu am făcut, asta e. Da. N-avea cine să ducă la Măinești, domnul președinte, să ducă la doamna Carolina, să ducă mașina și noi. Sărim. La rectificare cad ia bani pentru club. Acum. Nu-i mai punem acum. Păi nu-i punem acum. Îi punem la următoarea ședință. Consilierul întreba chiar. Păi îi punem la următoarea ședință, că nici eu nu știam ce hârtie a făcut omul. Bun. Deci rectificarea bugetară s-a clarificat de doamna contabilă. Da. Deci excludem 15.000 de lei pe aia. Aha, pe fiindcă n-a avut... Da. Deci excludem bani pentru ASC Gloria Zeme. Așa. Da. O să-i deci, prindem la următoarea ședință, deci, când domnul președinte o să documenteze sigur, dar o să ne... Aprobăm fără să ne ucidem. Cine este pentru rectificarea de buget? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Probleme curente ce se suspun dezbaterii Consiliului. Cereri, interpelări și întrebări. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Anton. Domnul Gogescu Petre. Domnul Drlău. Domnul Diaconu. Domnul cineva? Anton. Domnul Anton, da, da, da. Ați ridicat mână, da? Da, da, da. Domnul Anton. Dacă mai dorește cineva. Dacă nu, dăm cuvântul domnului Gogescu.
se pregătește domnul Dârlău. Legătură cu drumul de pe strada Humării, o uliță care face legătura între Humării și strada Ștefan cel Mare, este o problemă cu mașinile de tonaj mare. Locuința lui Surățelu, Ozman, Rogescu, Elena și Florea Dănuț sunt afectate, că terenul se lasă și mașinile fiind mari, strică și șanțul, cu geapa și lumea. E aceeași situație ca pe strada Pistrot, la locuința Arată. Și acum, se, toți locuitorii acolo semnată, se sunt de acord, ca să nu mai treacă mașini de tonaj, să treacă numai mașini până în 3,5 tone. Să nu mai strică nici șanțul, să nu mai lese nici terenul să fugă la bani. Și să, dacă se poate, pune o balustradă din înălțime să nu treacă mașini mari. Nu vorbesc cu știu, dar ce-i vorba. Dai drum pe colieră. Sunt nemulțumiți. Să vedem care e situația juridică a terenului de acolo. În funcție de... Bine, oamenii au plăs că trebuie. Ce putea să fie voi? Ia pe drumul e acolo. Dacă e drumul petrolului, noi n-avem ce putem. Analizăm situația juridică și în următoarea ședință, dacă se poate face. Dacă putem soluționa, da, curs cervii. Locuitorilor de zonă. S-a adresat către petrol. Altă probleme, atât, mulțumesc. Da? Domnul Dârlău, vă rugăm. Da. Aș dori să știu dacă camerele din parcul Cerbu sunt funcționale și dacă se poate verifica. În ultimul timp, bine, probabil că din rea voință, au început să intre să vandalizeze din nou parcul, au rupt coarnele la căprioara aia, care, dar acolo mi-o asum că mi-o o voi rezolva eu personal. A doua problemă este situația gardului. Datorită faptului de atâta timp și întreprinderilor care au fost făcute, au început să cadă plăcile de piatră. Aș dori să intervină, dar cu materiale de calitate, în special. Nu vreau să fac o recomandare, dumneavoastră poate sunteți în măsură să vă așa, să folosească un CM17, care ăla este rezistent, nu cum a fost făcut cu CM9, care ăla nu rezistă la absolut nimic. După aia aș dori pentru ședința următoare, din nou revin cu tabelul, sau să-mi dați o solicitare, deoarece mi este necesar în procesul din 16 mai la Tribunalul Bacău, cu informarea, o copie după măsurătorile efectuate din săptămâna, suntem încât în 20? 27. Deci, săptămâna 20-27, deci s-au efectuat măsurători a concentrațiilor de gaze din zona evacuată. Atât, vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier. Are cuvântul domnul Diaconu, se pregătește domnul Anton. Aș dori ca să se iau unele măsuri, dacă se poate, cu crescătorii de animale. A venit căldura, oamenii nu-și mai închid vațele în gras, îi lasă să doarmă în drum. Și au început să provină și accidentele. Consider că ar trebui informat sau luat unele măsuri pe ei ca să nu-i mai las doarmă pe domnul public. Duminică la ora 12 este ședință cu crescătorii de animale. Da, sunt curios, o să trebuiască și informați. Dar duminică nu o să au fost vină. Informați în proporție de 80% toți crescătorii de animale. Au fost înștiințați acasă. Deci s-au transmis de către poliția locală, hârtie personală. Domnul consilier, dar eu știu așa că toți cei care deci, cum e doamna Rodica, cum e Spataru și care mai e acolo la bunul tău. Așa, eu. Așa. Au asigurat baza la vite? Dar momentan nu se pasionează pe... Nu început? Nu. După 21 mai. Dacă intră în atribuțiile președintelui de asociații baza animalului. Nu intră în atribuțiile președintelui de asociații. Și pe timp de noapte este responsabilitatea integrală. Proprietarul animalelor. Deci președintele de asociație nu este păzător de vaci, este președinte de asociație. Eu v-am întrebat așa, dacă intră în atribuțiune președintelui, așa, dar el, eu știu așa, din ce știu eu, el se ocupă de să aibă adăpători, să aibă alea, să aibă alea, să aibă alea, să aibă alea, da? Da. Deci nu intră ar fi trebuit, în contextul ăsta ar fi trebuit avut în vedere, în momentul când s-a semnat contractul, nu? De delegare a
zonei de pășunat, să aibă în vedere însărcinarea președintelui cu paza animalilor. Da, da, subvenția care o încasează președintele de asociație... Da, nu este, nu este stipulat în contract, omul este... Deci el, președintele asociației trebuie să cheltui numai pentru întreținerea pășunilor. Nu să pun băcar... Păi asta spuneam domnul consilier. Da. Când s-a făcut contractul, când s-a dat spre administrare acestor asociații, ar fi trebuit stipulat undeva o obligativitate prin care să-și asume responsabilitatea pazei animale. Bun, și noi, printr-un proiect de hotărâre, ne putem să aducem o modificare a contractului de concesiune care i-am dat lui? Nu. Există un proiect de hotărâre privind obligațiile cetățenilor din comuna Zemeș. Da. Unii cred că este scris și faptul că nu au voie să lese animalele nesupravegheate și stradă. Există, există în codul rutier când ai voie. Domnul consilier, știți ce s-a dat spate, de exemplu, președintele asociației, subvenții, poți să facă niște să ai banii pentru, pentru noapte, omul o acea dar cine legăm mă numai de președinția aia când problema sunt proprietari animalului? De cine legăm? Hai să mergem la sursă, oameni buni. Hai să mergem la sursă. Ai animal, ai responsabilități. E clar, ai un copil, trebuie să știi câte să-l îngrijești, să-l trimiți la școală, așa cu animalul. Ai un animal. Toată, toată populația. Sunt câțiva, sunt 4-5, 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 sunt 4-5. Haideți, oameni buni, haideți să identificăm și haideți-l pe ură. Deci faptul că veniți și solicitați să identificăm. Sunt 4-5, sunt 4-5, hai să găsim soluția împreună. Jos să-i da burlacul, să aici. Eu am făcut demersuri din 2016, am făcut tot timpul demersuri. Noaptea când circul pe asfalt, e ceva imposibil să nu găsești 3-4 animale. De la sus acolo și am niciuna doar dacă are asfalt. Din coacă, păi nu, că la noi nu avem asfalt. Dar din coacă și până la foare nu mai faci cu drum. Hai să identificăm proprietarii acestor animale și haideți să mergem la poartă. Poate frumos la ciocănim la poartă omului și să iei ce la cunoștință, ce cu mulți mai lăsa vaca. Noaptea ce să identifici noaptea, domn primar, că nu-i vezi. Ai crotar, ce e atât de complicat, te duci cu la zena și ai citit crotarul. Și cai, da, și cai, infecțiile e o problemă foarte majoră cu cai. Nu-ți vedea crotarul, domnul. Asta e. Nu există spirit civic aici. Hai să ne unim porțile și hai să facem împreună. Degeaba venim și nu-i de ajuns, să știți. Dar nu ne plângem, am zis să luăm măsuri. Singurele măsuri sunt măsuri de constrângere. Asta înseamnă să-i amendăm. Și dacă noi să vedeți că amenda e... de folositoare, cumva nu, când a făcut acele ședințe... Da, da, haideți să umblăm, să-i educăm, dacă nu vor să înțeleagă, nu înțeles până acum. Îi punem în situația în care ei sunt nevoiți să-și vândă animale. Nu asta e soluția. Deci noi nu le impunem. Dar nici scopul nostru nu e să le vândă. Noi le-am spus frumos și constructiv, oameni buni, aveți grijă de animale și atât. E atât de complicat? Nu. Nu e complicat. Nu, hai să o lucrăm, nu pot, unul singur nu pot. Dacă spuneți că aveți duminică ședință cu ei... Dar nu am eu, avem cu toții, dar haideți să ne implicăm, eu n-am văzut niciunul dintre domniile voastre. Nu stați să vă spun ceva, haideți că încep să... N-am văzut niciunul dintre domniile voastre, veniți la ședințe. V-am solicitat, la plantat n-ați venit, la ședințele astea nu veniți. Nu mai veniți și vă plângeți în ședințe oamenilor, că sunt probleme. Haideți să punem o să la treabă împreună. Păi și nu trebuie să spunem problemele astea, trebuie să... Ba da, da, hai să le rezolvăm, Costică, păi că așa dispun și eu le spun. Le aduc la cufrins, vă aduc la Costiță, câte probleme sunt în localitate. Vă aduc la o listă interminabilă. Da, să punem niște indicatoare, măcar unii... Dar n-are nicio treabă indicator. Unii sunt mășunile, că zice că poate trece dintr-o parte în alta și să aibă un indicator. Ați spus un indicator, domnul indicator acolo, cât ați fost președintele asociației? Ați avut un indicator în zonă? Nu, nu, păi n-au fost niciodată. Și peste tot, în toate zonele... În toate zonele, proprietarii se duc și așteaptă în față. Ați fost președintele unei asociații? Da. Sunt. Eu nu spătarul și doamnă sunt. Da, sunt și la oricum. Ce măsuri ați luat ca și președinte? Ce măsuri ați luat? Păi ce măsuri? Eu atât am putut să-i spun. Când să vină... Păi asta am făcut și noi, le-am spus de fiecare dată. Să vină în toate localitățile... În toate localitățile proprietari de animale se duc și așteaptă seara când vin de pe pășuni, îi pune funie în coane și le duci în grajd. Numai la noi nu. Dar ce demersul s-a făcut? Asta e. Să facem ceva. Unul care are una, două vaci, poate să pună funie, dar unul care are ciliate... Să-și pune, să, are mai multe, să-și plătească văcar. Da, corect. Pe da, corect. De asta are mai multe. Eu știu că sunt organizați acolo, în zona unde stau eu acolo,
era un păzitor de vaci, îi dădea mâncare fiecare, când îi venea tura la ziua respectivă. Ne-a costit că asta se întâmpla acum mai mult timp când exista spirit civic. Când exista spirit civic, cum au fost? De 10 ani așa. De 10 ani același lucru se întâmplă în fiecare an. Dar avem o problemă cu, în legătură cu semnalul la telefon la noi în zonă. Dacă s-ar putea, am înțeles că sunt niște fonduri europene, poate putem accesa cumva să facem să... Dar m-a explicat domnul consilier. Au venit să fac studii. Nu există studiul ăla. Trebuie să constrânge o firmă de furnizare a serviciilor. Au venit să fac studii și în urma studiilor oamenii vin și spun dacă sunt oportuni sau dacă nu sunt oportuni acele investiții. V-am explicat, așa stau lucrurile. Mai mult de atât nu putem face. Am înștiințat absolut toate firmele care furnizează servicii. Da. Are cuvântul domnul Anton? Da, aici o să fiu mai scurt, cu toate că o să fiu înjurat de conducători auto, sunt și eu conducător auto, solicit în zona la blocuri la Modrzău, sunt mulți copii acolo, sunt montăm la trecerea de pietoni, da, un șerpișor de ăla. Da, acolo n-a fost montat. Ar fi oportun indicator de limitare a vitezei și da. Fați la alimentarea. Păi da, astea care au fost de anul trecut să le montăm. Da, dar ce ar fi în plus? Disconfort, dar totodată ce ar fi în plus ăsta la Modrzău că n-a fost acolo montat. Nici știu la blocul noi n-am avut anul trecut. Nu, doar două au fost. Da. Da. Și bine să montăm și acolo, că influență mare, circulație mare și mai ales. Să montăm două. Da. Evităm. Avem oportun. Cu toate că mai în jur conducători auto, dar așa nu domnul. Așa că nu. Și ca să treci să ai și un confort când treci cu mașina pistierii, 30 km/h e super suficient. Da, deci la 50 la 30 da. Nu ar fi o diferență atât de mare. În contextul în care mergi civilizat și cu bun simț. Spune că ar trebui și la Bolotău, cu toate că e drumul stricat. Nu se face la... Praful să fac... Da, praful generat în proporție 60% localnici de acolo. Adică vă praful e singur. Petromul merge cu 50, nu-i problemă. Astea mici, dar alea mari cu cât merg? Mai ales alea, da. Peridocul, exact. Alea mari cu cioc. Și alea cu lemn merg la fel de lemn. Au la fel direct cu lemn și mașinile cu lemn, tot așa. Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumesc pentru... Eu vreau să fac câteva precizări, să fac un anunț, să vorbesc... Aș vrea să vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdare. Aș vrea să-i transmit prin intermediul acestor ședințe televizate și pe cei care nu sunt în localitate că am reușit după 13 ani de zile să asfaltăm intrarea în localitatea Zemeș. O să vedeți și poze pe pagina de Facebook a primăriei. Mai sunt multe proiecte de realizat. O să discutăm despre ele în parte la momentul oportun, când încep, când le demarăm. Cam așa. Nemai fiind probleme, vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă.